Salutare tuturor și bine ne-am regăsit din nou. De ceva vreme, mai exact de două zile, am primit acest colect de la Ferro România cu noi robineți F-Power. Au zis că își încearcă norocul și vor să audă și părerea mea despre acești robineți. Având în vedere faptul că nu am niciun secret față de voi, vom desface coletul împreună. Voi folosi cuțitul de bucătărie al soției, sper să nu mă vadă, vai de pielea mea, și chiar că sunt curios să vedem noi robineți Ferro F Power. Cei de la Ferro și-au încercat norocul cerând părerea instalatorilor profesioniști, iar dacă îi vor folosi și instalatorii de elită, oamenii simpli nu au decât să echipeze instalațiile lor cu acești robineți. Haideți să vedem ce avem în cutie. Voi da la o parte plasticul. O cutie destul de promițătoare. Să vedem ce avem înăuntru. Două pliante cu informații despre acești robineți, o agendă, o băutură răcoritoare, wow, ia uite ce frumos, o baterie externă, un pix și ia să vedem ce se află aici, ce se află aici. Wow! Ceva ce îmi aduce aminte de trecut. Un mox pe care îl foloseam în trecut, foarte frumos. Îl voi pune în colecția mea de moxuri. Și după greutate se pare că în această cutie se află robineții F-Power. Dar până să o deschidem, să mai vedem ce am primit. Un tricou foarte frumos din partea celor de la Ferro și un pantalon de salopetă mărimea M, exact pe măsura mea. Îi voi pune aici. Au, și o brichetă. Nu sunt fumător, o voi folosi la lampa de gaz, nici măcar acolo, deoarece am aprindere piezo și nu am nevoie de brichetă, dar e bine primită. Cutia s-a golit, o voi închide și voi trece la pasul următor. Haideți să vedem. Au, o închidere magnetică, foarte frumos. Wow! Să vă arăt? Haideți să vă arăt! Ia uitați! Și zice așa, benze elastice pentru identificare ușoară. Da, sunt atașate pe fluturele cu care se închide robinetul și poți să identifici foarte ușor care este robinetul de apă rece sau de apă caldă. Garnitură din teflon. Se dovedește, este aici, o garnitură destul de groasă în diametru, ceea ce asigură o închidere ușoară și sigură. O sferă cromată, foarte bine lucrată, destul de fină. Da? O secțiune de trecere totală, foarte importantă la robineții de trecere, deoarece degeaba instalăm o țeavă DN25 și un robinet de 3x4 dacă nu își păstrează secțiunea de trecere. Uitați ce secțiune de trecere generoasă. Un plus pentru acești robineți. Presetupă de compensare
sunt adecvați pentru apă potabilă, sunt din alamă, se și vede, potriviți pentru agent termic cu o concentrație de glicol de maxim 50%, se pot folosi și la aer comprimat, corp robust din alamă cu conținut redus de plumb, ceea ce se vede și în secțiunea robinetului. O presiune până la 30 de bari, o temperatură de lucru, atenție, de la minus 30 de grade Celsius până la 120 de grade Celsius. Wow! Ce frumos! Acesta este un robinet de 3x4, filet exterior, filet interior. În cutie mai avem un robinet de 1x2. O închidere destul de fină, destul de ușoară și sigură în același timp. Cu siguranță voi folosi acești robineți în proiectele mele, pe șantierele mele. Nici nu știu dacă îi comercializează cineva în Oradea. Poate, nu știu, Romstal, nu cred că i-am văzut nici la Romstal în rafturi. Poate mă aude cineva și aduce acești robineți. Chiar mi-aș dori să lucrez cu ei. Sunt foarte promițători. Acesta este de 3x4 filet interior, filet interior. Și ultimul de un țol. Foarte, foarte robuști. Așadar, nu ne rămâne decât să îi încercăm și timpul ne va spune dacă se va dovedi a fi ceea ce promit cei de la Ferro. 10 ani garanție. Atenție, 10 ani garanție. Super tare. Cutia este goală. Îi voi așeza înapoi la loc și cu siguranță voi păstra această frumoasă cutie. Așadar, nu mai este decât un pas până să folosim acești robineți, iar până data viitoare să avem instalații reușite.